să petrecem aici la biserică. Sunt Andrei, am 19 ani, tocmai am terminat liceul. Când eram mic, îmi doream foarte, foarte mult să fiu un fotbalist. Fotbalul pentru mine este viață. Este pur și simplu un mod de a trăi. Și mai îmi place să mă joc calculator, foarte mult chiar. Calculatorul în viața mea m-a ajutat extraordinar de mult. Cu ajutorul calculatorului și cu ajutorul internetului am putut învăța limba engleză, am putut perfecționa gramatica. Cu ajutorul calculatorului am putut să îmbunătățesc centrul de tineri adulți, am putut să fac o pagină pe Facebook pentru tineri, ca să putem arăta celorlalți cum ne desfășurăm activitățile noastre. Eu sunt centru de tineri adulți, un centru cu tineri, un centru unde putem învăța lucruri noi, un centru în care eu m-am dezvoltat personal, un centru în care mi-am învățat aptitudinile de un conducător. Am două surori de 3 și respectiv 7 ani, Alexandra și Andreea. Cu surorile mele trebuie să fiu un exemplu foarte bun. Am arătat-o pe cea mare, pe Andreea, să scrie. Am jucat cu ea șah, iubește șahul. Vă să subliniez faptul că familia este foarte importantă în viața unui tânăr, pentru că necesită timp și bani în același timp pentru a fi întreținut în școală. Plătesc să petrec timp cu surorile mele, deoarece atunci când sunt trist sau când nu sunt mie dispus, ele mă fac să zâmbesc. Ele sunt ca două persoane care tot din curând și spun lucruri haioase. Mi-aș da și viața pentru familia mea. Cuvântul familie pentru mine înseamnă mult. Cel mai important lucru pentru mine. Să mă căsătoresc. Când vin la biserică, totul e uitat. Nu mai îmi pasă de examene, de școală, mă rog, nu mai îmi pasă în acele momente și sunt doar cu gândul la Dumnezeu și sunt fericit. Când mă gândesc la Iisus Hristos, mă gândesc la un exemplu. Mă gândesc la o persoană care a făcut numai lucruri bune și știu că El s-a sacrificat, s-a jertfit pentru noi, pentru ca noi să fim salvați. El ne-a dat această posibilitate de a ne întoarce în prezența lui Dumnezeu. Și speranța sunt unele dintre cele mai importante însușiri pe care noi trebuie să le avem. Trebuie să avem credință și speranță într-o lume mai bună. Sunt Andrei, îmi place să joc fotbal, să mă amintesc cu prietenii mei și cu surorile mele. Sunt în mormânt.